Țară, țară, vrem ostași. Asta strigă armata română. Se caută voluntari care să se înroleze, iar cererile nu sunt puține. Bărbați și femei au mers chiar din prima zi la centrele militare pentru a prinde un post. Sunt în total 2200 de locuri care vin pentru asigurarea de personal cu pregătire militară adecvată, în contextul în care serviciul militar nu mai este obligatoriu. Batalion, drept! Pentru noi spre dreapta! Prezentați! La apel a răspuns și domnul Genică. Are 45 de ani și are experiență de 10 ani în domeniul militar. Acum însă vrea să schimbe uniforma cu cea de bucătar. Iubesc haina militară. Cu ocazia asta m-am înscris pentru voluntariat. Nu mai avem nici cea mai mică experiență militară. Mă refer la tineret. Asta s-a gândit și o bunică din București, care a mers la centrul militar să ia toate informațiile pentru a-și înscrie nepotul. Are 26 de ani, el e kinetoterapeut, dar vreau să-l disciplinez un pic, că armata îi mai ține în frâu, să fie un om de bază al patriei, nu? Tinerii pot opta pentru poliție militară, pentru artilerie și racheta antiaeriană, pentru intendență, pentru comunicație și informatică, pompieri. Cele mai căutate locuri, ce am văzut începând de astăzi, comunicație și informatică și poliție militară. Pentru anul 2017 sunt disponibile 2200 de posturi pentru gradați și soldați rezerviști voluntari în toată țara. Pentru a obține un post, candidații trebuie să aibă între 18 și 55 de ani și să treacă, pe lângă proba sportivă, și printr-un test psihologic și unul de inteligență. Dacă le iau pe toate cu brio, urmează o pregătire militară de 5 săptămâni și depunerea jurământului militar. Jur! Jur! Credință patriei mele, România! Credință patriei mele! Cei care vor obține un post de rezervist voluntar trebuie să se prezinte la o unitate militară 2 zile pe lună și va primi 10% din solda unui militar activ, adică cel mult 350 de lei pe lună.